Urăm bun venit, moșule, așa-i? Nea să vă aud. Bun venit, moșule. Bun venit! E bătrân. Dați-i scaunul să stea bine. E bătrân, moșul. Iubiți credincioși, mulțumim lui Dumnezeu pentru că am ajuns această sfântă zi a nașterii Domnului și copiii din parohia noastră am pregătit o scenetă legată de nașterea Domnului. Numele scenetei este Darul meu pentru pruncul împărat. Este vorba despre o fetiță care se tânguiește că nu poate să-i aducă darul noului născut și îi aduce câteva cuvinte de mulțumire și de laudă lui Dumnezeu și nu poate să-i oferă altceva. De aceea vom încerca să prezentăm această scenetă pentru ca să îl lăudăm și să-l preamărim pe pruncul nou născut. De aceea vom începe sceneta și vom invita prezentatoarea să înceapă această scenetă. Ana era singurul copil al unei familii foarte sărace care locuia într-un sătuc de lângă micuțul oraș Betleem. Problema cea mai mare a Anei nu era sărăcia, ci faptul că în anul în care s-a scurs i-a murit și tatăl, iar acum nu mai avea pe nimeni. Mama îi murise la naștere și de atunci tatăl ei a crescut-o cu mare grijă și iubire, chiar dacă trebuie să muncească din greu, iar în sătucul în care trăiau se găsea foarte greu de muncă. De câteva luni, de când a rămas singură, Ana a trăit mai mult din mila oamenilor din sat, care mai dădeau când și când ceva de mâncare. Cu toate că avea doar 9 ani, Ana învățase să se îngrijească singură. De multe ori i-a ajutat pe oamenii din sat la treaba din gospodărie, iar oamenii îi dădeau de mâncare, hăinițe și câteodată chiar și câțiva bănuți, mâncare sau alte lucruri de care avea nevoie, fiindcă oamenii din micuțul sat se îngrijau ca fetița să nu ducă lipsă. Cu toate acestea, inima ei era foarte tristă și de multe ori vorbea despre tristețea ei, în timp ce lacrimile îi curgeau pe obraj. Eu nu am pe nimeni. Mama a murit, acum și tata s-a dus. Nu este nimeni care să mă iubească, nimeni care să aibă grijă de mine. Sunt singură și nu am niciun motiv de bucurie. De ce, Doamne? De ce nu am și eu o familie? Pe cineva care să vorbească cu mine, frați care să se joace cu mine. De ce nu am și eu pe cineva care să mă iubească? Ce veste minunată! Fiul lui Dumnezeu s-a născut în lumea noastră! Haideți să ne grăbim, să ajungem cât mai repede la staul despre care ne-a vorbit îngerul. Un înger? Despre ce vorbesc acești păstori? Să alerg după ei să-i întreb. Hei, păstorilor, așteptați puțin, vreau să vă întreb ceva. Oh, ce repede merg! Hei, așteptați! Au plecat! Nu pot să mă duc după ei, fiindcă nu știu unde s-au dus și mi-e frică. Este prea întuneric afară. Oare despre ce vorbeau acești păstori? Un înger care le-a spus ceva important? Parcă l-am auzit pe unul dintre ei spunând că un înger li s-a arătat și le-a spus că Fiul lui Dumnezeu s-a născut în noaptea asta într-un staul din apropiere. Nu știu ce să mai cred. Însă păstorii păreau foarte bucuroși și grăbiți în același timp. Mă întreb, ce se întâmplă oare? În timp ce Ana se gândea cu uimire la ce au spus păstorii, pe drum care trecea pe lângă căsuța ei, au început să se audă din nou voci. Cred că nu mai avem mult de mers! Se apare foarte aproape de acest loc! Abia aștept să-l văd pe prunc, să mă închin înaintea lui și să-i dau darul pe care l-am pregătit special pentru acest prunc sfânt. Da, și noi așteptăm cu nerăbdare să ajungem, să ne grăbim! Hei, stați puțin! Unde vă grăbiți așa în miez de noapte? Și despre ce prunc sfânt vorbiți? Și cine sunteți? Bună seara, fetiță! Ce faci la ora asta târzi afară? Bună seara! Am auzit că vine cineva pe drum și am ieșit repede să văd cine este, fiindcă puțin mai devreme au trecut pe aici câțiva păstori care erau foarte grăbiți și am auzit vorbind despre un înger care le-a spus că Fiul lui Dumnezeu s-a născut în noaptea asta.
Pentru asta am venit și noi, să-l vedem prepun, să ne închinăm lui și să-mi dăm darul care ne-a pregătit special pentru punct. Deoarece acest punct este foarte special. Noi venim din Răsărit, dintr o țară foarte îndepărtată. Pe când eram în țara noastră, am văzut pe cer o stea care strălucea foarte tare. Atunci am citit despre o profeție care spunea că în orașul Betlehem se va naște Fiul lui Dumnezeu. Când am văzut steaua, ne-am amintit că profeția care spunea că se va naște Fiul lui Dumnezeu. S-a născut în lumea noastră în timp de copilaș. Acum nu mai avem mult de mers, căci steaua care ne-a condus din țara noastră până aici s-a oprit deasupra Betlehemului, nu foarte departe. O, ce veste minunată! Vreau să vin și eu cu voi. Mă luați, vă rog. Te-am fi luat, dar nu mai avem loc pe cămile și trebuie să plecăm, pentru că vrem să ajungem cât mai repede la punct. La revedere și numai bine, fetițo! Iar am rămas singură. Oh, așa de mult aș fi vrut să merg și eu cu magii. Și uite ce frumoasă este steaua pe care mi-au arătat-o. Cum de n-am observat-o până acum? Cred că se întâmplă ceva neobișnuit în noaptea asta. Mai întâi păstorii care erau așa de bucuroși și grăbiți, iar acum acești magi care au venit dintr-o țară îndepărtată ca să se închine pruncului despre care au spus că este Fiul lui Dumnezeu. Ana nu mai știa ce să creadă. Prea multe lucruri uimitoare se petrecuseră într-un timp atât de scurt. Inima fetiței era umplută de curiozitate și uimire. S-a așezat pe lada pe care stătea de multe ori atunci când se gândea și dintr-o dată parcă a început să se audă în depărtare un cântec frumos care răsuna tot mai tare. Acum la miezul nopții. Se aude din direcția în care au plecat păstorii și magii. Ce cântec frumos! Fetița a cuprinsă de bucurie cum nu mai a văzut niciodată. Dintr-o dată a venit o idee. Știu că e întuneric. O să mă voi duce și eu spre locul unde luminează steaua. Vreau să văd ce se întâmplă. Vreau să-l văd și eu pe prunc. Dar stai puțin. Magii au zis că i-au adus darul. Da, nici eu nu mă pot duce cu mâna goală. Dar ce să-i duc pruncului? După ce s-a gândit câteva momente, Ana și-a dat seama că nu are niciun lucru mai de valoare pe care să-l poată duce acestui prunc special cum îl numise magii. Eu sunt săracă. Ce aș putea să-i duc pruncului care este Fiul lui Dumnezeu? Dintr-o dată, fața fetiței s-a luminat.
Știu ce voi face. Nu am aur ca și magii sau alte daruri prețioase, dar o să merg să-l văd pe prunc, o să mă închin înaintea lui și o să-i ofer inima și viața mea. Uite, steaua este deasupra acestui staul micut. Cred că pruncul este înăuntru. Să merg în liniște. Într-adevăr, aici este. Uite-l și pe păstor, și pe magi, și uite-l și pe prunc. Pruncule drag, eu sunt o fetiță săracă și nu am putut să-ți aduc un dar, însă vreau să-ți dau ce am eu mai prețios. Inima și viața mea vreau să ți le dau ție, prunc sfânt, și vreau să-ți mulțumesc pentru că ai venit în lumea noastră ca să ne aduci lumina și viața adevărată. Îți mulțumesc că ai venit ca să ne eliberezi de păcate, să alungi întunericul din viețile noastre și să ne dai prin credința în tine o viață fericită. În timp ce toți stăteau uimiți în jurul pruncului, iar Ana îi mulțumea lui Dumnezeu pentru iubirea pe care și-a arătat-o prin faptul că l-a trimis pe fiul său în lumea noastră ca să ne aducă viața, un cor de îngeri lăuda pe Dumnezeu în noaptea aceea plină de bucurie. Asta a fost cementa care am pregătit-o. Vă mulțumim că ați venit să participați în asta, să vizionați această scenetă. Să termin aici prima parte și urmează partea a doua, câteva colinzi. Și după aceea, moșul, sigur că va împărți și el din darurile care le-au adus. Haideți. Încă frate, acolo. Haideți, așa cum ne-am aranjat. Cei mai mici stai jos, fetele și cei mai înalți în casă. Vă uitați să prindeți mai multe persoane după voi. Departe am venit.
În Abiflaim am fost și în Abiflaim am fost, unde s-a născut Hristos, unde s-a născut Hristos. Și-am văzut și viața mamă, și-am văzut și viața mamă, pe care Marie o cheamă, pe care Marie o cheamă. Cum umbla din casă-n casă, cum umbla din casă-n casă, ca pe fiul ei să nască, ca pe fiul ei să nască. Umbla sus și umbla jos, umbla sus și umbla jos, ca să nască pe Hristos, ca să nască pe Hristos. Mai târziu găsi apoi, mai târziu găsi apoi, un staur frumos de oi, un staur frumos de oi. Și acolo pe fâncios, și acolo pe fâncios, s-a născut Domnul Hristos, s-a născut Domnul Hristos. Ce crede înger coboară, cete de înger coboară, staulul de înconjoară, staulul de înconjoară. Îngerii cu flori în mână, îngerii cu flori în mână, împletesc mândră cu lună, împletesc mândră cu lună. Pe cunună-i scris frumos, pe cunună-i scris frumos, s-a născut Domnul Hristos, s-a născut Domnul Hristos. Pe cunună-i scris așa, pe cunună-i scris așa, că s-a născut Mesia, că s-a născut Mesia. Vifraime, Vifraime, cum te n-ai primit în tine pe Fecioara Maria să nască pe Mesia? N-ai știut, n-ai știut tu, Vifraime, cu câtă dragoste vine cea mai sfântă între fecioare a Domnului Născătoare. Cea mai sfântă între fecioare a Domnului Născătoare. N-ai primit tu, Vifraime, într-o casă de la tine, să dai un pic de sălaș celui mai sfânt copilaș, să dai un pic de sălaș celui mai sfânt copilaș. Nu mai ești a vitelor, ia lumină i-a dăruit, steaua de la răsărit. Lumină i-a dăruit, steaua de la răsărit. Moșăciule de nare, a sosit de prin lămeți și aduce daruri multe la fetițe și băieți.
bătrân se povestește că toți anii negreșit Moș Crăciun priveac sosește, niciodată n-a lipsit. Moș Crăciun, Moș Crăciun, noi am fost cumpliți tot anul și miloși am fost mereu. Și în fiecare seară ne-am rugat la Dumnezeu. Moș Crăciun, Moș Crăciun, Moș Crăciun cu plete d'albe, am fost trove s-o apuci. Ți-aș cânta florile d'albe, de la noi să nu te duci. Moș Crăciun, Moș Crăciun. Vă mulțumim și îmi cer scuze dacă nu a fost prea reușit. Maria. Nu, du-te aproape de cameră. Nu, că o apropie. Da? Wir wollen Ihnen sehr schön danken für die so schönen Geschenke, die uns gegeben hatten. Und wir wollen Ihnen sagen, frohe Weihnachten und ein sehr glückliches, neues, schönes Jahr. Deci, Maria a spus câteva cuvinte în limba germană ca o mulțumire la cei care ne-au trimis aceste cadouri. Deci, moșul vine din partea celor din Germania, astăzi. Deci, am să vă spun mai multe până după ce nu mai au. Acum, fiecare copil, ce găsește acolo, e norocul lui. Moșul le-a pregătit și voi veți veni să le primiți. Fiecare, nu știu cum să procedeze. Da, băieți, să vină aici din față. Nu. Așa, micuț, vină. Hai. Haideți. Haideți așa pe rând. Haideți, așa. Haideți. Hai. Thank you.
Da, eu vă pun. Să zic să o aduci înapoi, dacă... Acum cei care nu sunt aici copii și sunt aici careva dintre părinți, sau bunici, să ne dăm și la cei care nu sunt aici. Poate că și eu. Auziți care aveți acasă copii sau nepoți, să veniți încoace. Nu. Care mai au acasă și care mai ies din vecini, ce copii mai sunt? La care sunt vecini. La toate. No, să vie încoace. La Crina. La Crina, dar cine mere în jos? Doi. Deci la mătușă. Și la Crina. Adică n-ai făcut mătușă. Nu aveți să întoarce și... În ianuarie, de-a doi a lucrurilor. Care era micuț. 6. De câte astea? 6. Una la Maria, și una la... Maria, ai să veniți? Da.